Un eveniment istoric legat de cea mai prosperă epocă de dezvoltare a României moderne a trecut anul acesta mai puțin observat din cauza pandemiei de coronavirus. Marcarea lui ar fi trebuit să aibă loc duminică 10 mai. Ziua de 10 mai are o triplă semnificație. La 10 mai 1866, Carol I începe o domnie de 48 de ani, cea mai lungă din istorie. Ferdinand reușește reîntregirea țării, iar regele Mihai contribuie la scurtarea celui de-al doilea război mondial. Despre această perioadă de înflorire și modernizare a României a vorbit profesora Elena Preda, inspector pentru disciplina istorie. Pe teritoriul județului Neamț au existat multe domenii regale. Semnificația zilei de 10 mai este legată de istoria monarhiei în România, numită și ziua regelui sau ziua regalității. Trebuie să nu uităm că a fost ziua națională a României între 1866 și 1947, cu excepția unui singur an, 1917, în plin război mondial. Însă, cum începe această istorie? La 1866, la 10 mai, principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ajunge la București și este încoronat ca domnitor al României. Iată de ce această dată rămâne data, să zicem, de schimbare a regimului pentru România. Apoi, o semnificație importantă este acordată și zilei de 10 mai 1877, deoarece este ziua în care regele este cel care ratifică proclamația de independență a Senatului României. Toată lumea știe că pe 9 mai Mihail Cucărnicianu a fost cel care a dat citirea acestei proclamații de independență, dar pe 10 mai a avut loc ratificarea proclamației. Apoi, tot la data de 10 mai 1881, a avut loc ceremonia de încoronare a regelui Carol I al României. Iată că România devine regat și tot la data de 10 mai. Ziua de 10 mai este sărbătorită astăzi în România ca zi națională, asta datorită unei legi din 14 mai 2015, legea numărul 103, prin care se decide că ziua de 10 mai va fi sărbătorită în fiecare an ca sărbătoare națională și vor fi organizate manifestări cultural-artistice. Are o importanță deosebită această zi în istoria românilor și noi, la orele de istorie, le spunem copiilor întotdeauna lucrurile acestea, dorim să le trezim anumite sentimente legate de istoria românilor și de, mai ales de istoria monarhiei, perioadă extrem de înfloritoare pentru România și perioadă de devenire a României ca stat modern. În județul Neamț a fost o perioadă prosperă? Cu siguranță a fost o perioadă prosperă pentru toată România și deci și pentru județul Neamț. Să nu uităm că la Bicaz a existat un domeniu regal, că pe toată perioada monarhiei în județul Neamț au avut loc vizite regale. Să nu uităm de monumentul eroilor de la Târgu Neamț, este legat de Casa Regală. Avem multe simboluri ale regalității în județul Neamț și trebuie să fim mândri de acest lucru. După Revoluție, îmi amintesc că pentru a marca această zi, principesa Margareta a descins chiar în Gara Roman acum câțiva ani și există acolo și marcat trecerea sa prin gară. Da, iată, încă o dovadă că pentru Casa Regală județul Neamț are o importanță deosebită. Acum trebuie să ne gândim că a rămas pentru această zi această petrecere cunoscută cu numele de Garden Party, care de obicei se organizează, adică de obicei, de fiecare dată se organizează în grădina Palatului Elisabeta din București. Mai puțin anul ăsta? Da, cu această situație e normal să fie așa. Însă este foarte bine că aceste activități sunt dedicate memoriei
regilor României și că se păstrează aceste lucruri ca fiind sfinte pentru poporul român. Din păcate, anul acesta, pandemia a anulat recepția anuală de la Palatul Elisabeta și pentru prima dată televiziunile au trecut evenimentul aproape neobservat.